vreau ca draga mea Claudia să se întoarcă mai devreme. Adică mi-e dor și de Emma, dar nu mai pot vrea. Neața, tata, somnorosule! Aoleu, ești bolnav? Tata, de obicei ești treaz de mult la ora asta și arăți rău. Iulian, n-ai pe altcineva să enervezi acum? Lasă-mă în pace, vreau să dorm. Bine, aoleu, se întâmplă ceva cu el, e cu fața la cerșaf. Vreau doar să rămân în pat toată ziua, singur, să nu văd pe nimeni, poate doar pe Claudia. Ana, ce faci? Avem o urgență. Ana nu e în camera ei? Ana, e jos? Aoleu, vine Iulian și știu ce vrea. O să leagă el la misiunea de la TV, mai bine tac din gură. Ana, unde ești? Avem ceva important de discutat. Da, vrei să alegi tu programul TTV, dar până aici, azi aleg eu, ne vom uita la un film cu cai. Nu, nu, e vorba de tata, cred că e bolnav, arată rău. Oh, nu, ce s-a întâmplat cu tata? Trebuie să-l punem pe picioare. Hai să vedem ce ar putea să-l facă fericit. Iulian, n-am crezut vreodată că o să spun asta, dar te gândești la ce mă gândesc și eu? Da, ai dreptate, Ana. Trebuie să ne sacrificăm pentru tata, oricât de greu ar fi. Oi, facem ouă ochiuri. Îi plac așa de mult. Și dacă îi aducem la pat, o să-l bine dispunem cu siguranță. Ana, fii precaută, se simte rău azi. Hei, tati! Ce mai vrei? Nu mă puteți lăsa în pace? O, Iulian, ai dreptate, chiar se simte îngrozitor. A, avem o surpriză pentru tine, am făcut ouă ochiuri. Vrei să mănânci? Ce? A, da, lăsați ouăle aici, dar închideți ușa în urma voastră. Vreau să fiu singur. Doar 3 ochiuri? Ar fi putut face mai multe. Ai văzut? Se simțea chiar rău. Nu l-am mai văzut în starea asta. Știu ce facem, dar nu o să-ți placă. Ai putea să-i dai tableta ta, să se uite la niște videouri sau să asculte niște muzică, s-ar simți mai bine. Mm? Poftim! Și din minți să-i dau tableta tatei niciodată. Dar Iulian e serios, trebuie să facem asta. Bine, ok, îi dau tableta mea. E important ca tata să aibă încredere în mine. Îi dau și skateboard-ul dacă e nevoie. Hai, Pia, ești așa de drăgălașă încât tata nu o să-ți reziste. Dar o să-i dau și laptopul în caz că nu e de ajuns. Ți-am adus o grămadă de chestii mișto, tata. Iar o ochiuri? O vreau doar pe mama voastră. Tata, dacă vrei poți folosi tableta lui Iulian sau laptopul meu. Să o țără niște scheme pe skateboard, te învăț. Și uite, am adus-o pe Pia. Ia uite ce pufoasă e. Mm? Nu vreau skateboard-ul și celelalte lucruri. Și nici să am un iepure în pat. Hă? Nu-l înțeleg pe tata. Nimic nu-l poate face fericit. E foarte mofturos și, mă rog, nu o să azi. Să-i sugerăm o serie de sărituri în piscină? Știi că-i plac. Mi-a venit o idee, dar avem nevoie de ajutorul unchiului Ștefan. O, cred că am o idee și mai bună. Copii, ce mai faceți? Toate bune? Tata e foarte prost dispus și nu vrea să se dea jos din pat. Aoleu, da, Claudia e plecată. Îmi amintesc că n-a fost plecată în concediu cu părinții ei 2 săptămâni. Tatăl vostru a fost groaznic. Iar lui Iulian a venit o idee genială. Vino sus! Deci, e cum v-ați imaginat? Da, arată super! Mulțumim! Tata adoră provocările și sigur asta îi va duce buna dispoziție înapoi. O să dau la o parte plantele astea. Trebuie să pregătim terenul pentru provocare. Îl am pe tata în vizor. Și tot trist e. Lume, puteți veni cu toții sus. Azi am organizat provocarea. Nu alege toaleta greșită! Iulian, Ana, eu mai am și altă treabă. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu la dezasamblat, dați-mi de veste. Nu alege toaleta greșită? Copiii ăștia au idei din ce în ce mai ciudate. Pff. Mă ofer voluntar în prima tură. Nu, 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 în niciun caz. Eu! Iulian, Filip, nu vă certați. Fiecare își alege toaletă. Eu aleg pe asta, iar mie îmi rămâne asta. Oh, asta e lipici făcut, de făcut slime, nu? Am mai văzut. A, e ceva de bine? Ia să vedem ce e în a mea. Un păianjen! Filip, câștigă prima rundă! Iulian, nu-ți fie frică, e o jucărie! Hei, eu vreau să joc la runda următoare! Cine sunteți și ce căutați în casa noastră? Mm?
Dar pe ea și nu arăta foarte real. Bravo, unchiule Ștefan. Dar serios, n-ați fost invitată la noi acasă? Cum ați intrat? Hmm? E, da, ok, nu m-a invitat nimeni, dar o să joc la runda următoare. Bine, bine, dar nu mai țipați. Vrea cineva să joace împotriva dânsei? Hmm? Împotriva ei? Nu, niciun caz. Pia, îmi poți spune de ce e așa gălăgie la noi în casă? Vreau doar să am liniște. Probabil se distrează în piscină, ca de obicei. Trebuie să mă duc să le spun două vorbe în calitate de tată. Dar cred că ar trebui să merg la toaletă mai întâi. Uh-huh. Cineva să oferă voluntar împotriva doamnei? Doritor? Poate spune cineva ce se petrece și de ce avem trei toalete în baie? Planul continuă. A ajuns tata. Tata, avem o provocare. Se numește Nu alege toaleta greșită. Poți participa dacă vrei. Se pare că nimeni nu vrea să concureze împotriva mea. O să pierdeți. Eu să pierd în propria casă? Niciodată. Chiar aveți curaj să concureți cu mine? Da, aleg această toaletă. Toaleta albastră. Știam eu. Lui tata îi place și vrea să participe. Domnule Anton, sper să câștigați. Eu o să câștig. Ridic capacul și... un șarpe! Un șarpe adevărat! Ajutor! Credeam că o să câștig premii adevărate, dar nu! Sper că ăla nu era un șarpe adevărat, nu, Iulian? A, nu! Unchiul Ștefan a adus o grămadă de chestii care par reale. Șerpi, păianjeni... O să verific toaleta oricum. Da, nu e nimic înăuntru și am nevoie la baie. Toată lumea afară, vă rog. Tata, nu ne gândeam că tu chiar o să ai nevoie la toaletă în timpul jocului. Ce păcat că provocarea s-a terminat. Da, dar a meritat, tata e într-o dispoziție bună acum. Da, a fost groasnic, nici nu vă puteți imagina, era prost dispus mereu. Toaleta e liberă acum, putem continua provocarea. Super! A fost o idee super! A fost ideea ta, Iulian, bravo!